Umanitatea se luptă cu o problemă fără precedent în această perioadă, apariția virusului COVID-19, care a creat teamă și suferință în întreaga lume. Oamenii de știință caută soluții pentru stoparea răspândirii acestei pandemii, fie prin crearea unui vaccin sau prin găsirea unor soluții practice de eliminare a pericolului. Astfel, în exclusivitate în județul Prahova, Green Star Services Ploiești a adus o soluție, o soluție optimă cu aplicabilitate în orice spațiu în care există oameni, fie că vorbim de suprafețe mici sau hale industriale cu gabarit mare, dezinfectarea cu ozon. Ozonul este poate unul dintre cei mai importanți oxidanți care, prin utilizare, asigură dezinfectarea, sterilizarea și dezodorizarea aerului, eliminând virusurile, bacteriile, microbii, alți agenți patogeni, inclusiv virusul COVID-19, de care cu toți ne temem. Ne-am lăsat ușor provocați în a parcurge alături de specialiști câteva etape de ozonizare în spații importante pentru viața și activitatea oamenilor. Primul pas făcut alături de specialiști a fost la Biserica Sfântul Vasile din Ploiești, unde am aflat care sunt etapele parcurse pentru ozonizare. Așa, să ne spuneți nouă care sunt pașii pe care i-ați urmat. Pentru o eficiență maximă, respectăm toate etapele impuse de producător. Măsurăm suprafața ce urmează a fi ozonizată, măsurăm umiditatea și temperatura din atmosferă și în funcție de rezultatele obținute, stabilim care este timpul de aplicare și cantitatea de ozon necesară. Datele sunt notate în fișa clientului, apoi programăm aparatul, închidem ermetic încăperea, nu înainte de a verifica dacă este vreo sursă de gaz în interior. După ozonizare, intrăm în încăpere, măsurăm cu un aparat special calitatea aerului și cantitatea de ozon și ne asigurăm că sunt în parametri normali. Vorbim de sănătate pe care oamenii își doresc să o mențină prin orice mijloc, inclusiv prin sport. Așa că am urmat echipa Green Star Services Ploiești și la cea mai mare sală de sport Max și în club, care a făcut un pas important pentru sănătatea iubitorilor de sport, apelând la ozonizare. Astăzi ne aflăm la cea mai mare sală de sport din Ploiești, la Max Gym, care a apelat la serviciile Green Star Services. Ce le transmiteți? Este de apreciat faptul că managerii acestei săli s-au gândit la siguranța clienților. Faptul că noi dezinfectăm cu ozon această sală înseamnă că eliminăm orice pericol de existență a unui microb, virus, chiar și coronavirus. Cu siguranță cei ce vin aici vin cu toată încrederea pentru că știu că sănătatea lor este asigurată nu doar prin sport. Turismul este un domeniu care a fost și este încă foarte afectat de existența pandemiei și pentru că cel mai mare hotel din Prahova, Hotel Central Ploiești, a apelat la cei mai buni profesioniști în dezinfectare, Green Star Services, n-am putut să nu fim și noi prezenți pentru a vedea rezultatul. Având în vedere că într-o unitate hotelieră sunt cazați foarte mulți oameni, adică turiști, igiena este un criteriu foarte important și obligatoriu. Noi venim cu o soluție optimă în acest sens. Pe lângă serviciile profesionale de curățenie, am introdus un serviciu nou, unic în Prahova, care asigură dezinfectare, dezodorizare și purificarea spațiilor. Cu alte cuvinte, ucidem toți microbii și virusurile. Asta înseamnă, de fapt, ozonizare pe scurt. Se știe că în această perioadă turismul a fost foarte afectat și credem că dacă turiștii ar afla că un hotel beneficiază de servicii de ozonizare, despre care cunoaștem că elimină COVID-19, cu siguranță ar merge cu încredere în vacanță. Am ozonizat această cameră în care eu, dacă aș fi turist, aș avea certitudinea că mă aflu într-un mediu optim pentru sănătatea mea. Adică simțim un aer curat ca după ploaie caldă de vară. Continuăm să vorbim numai de sănătate și însoțim pe specialiști într-un mediu în care cu toții căutăm remedii pentru sănătate. La Policlinica Graal Medical, cea mai mare policlinică privată din Ploiești. În contextul epidemiologic actual, serviciul nostru de dezinfectare cu ozon este un real ajutor în lupta cadrelor medicale cu virusurile. Un alt domeniu important de activitate, puternic utilizat, îl reprezintă saloanele de înfrunzețare, unde echipa Green Star Services Ploiești este prezentă pentru a asigura un mediu optim pentru frumusețe, prin ozonizare. Recomandăm saloanelor să aplice procedura de dezinfectare cu ozon pentru a oferi clienților siguranța de care au nevoie în aceste momente.
ozonul dezinfectează, dezodorizează, sterilizează, adică asigură condiții optime pentru desfășurarea activității. Sterilizăm absolut tot, oferim un mediu sănătos. Și pentru că ne aflăm la un pas de începutul de an școlar, iar copiii reprezintă cea mai importantă și imprevizibilă entitate umană, cât și bucuria părinților, n-am putut lipsi nici la procedura de dezinfectare cu ozon realizată de Green Star Services Ploiești la școala Basarabescu. Părinții ar trebui să meargă liniștiți la serviciu, copiilor sunt în siguranță, pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, ozonul are importante proprietăți, prin urmare distrugând și acest virus COVID-19. Cum ar putea să vă contacteze școlile care doresc să asigure aceste condiții excepționale celor mici? Ne puteți găsi în mediul online, atât pe Facebook cât și pe site Green Star Services. Dorim să subliniem faptul că dezvoltăm un program special pentru școli, pentru că siguranța și sănătatea copiilor noștri este foarte importantă pentru noi. Nu putem încheia acest material fără a primi și o recomandare importantă din partea specialiștilor, care au parcurs toate etapele pentru a găsi cea mai bună soluție în această perioadă a pandemiei, pentru a oferi un mediu sănătos de viață, servicii profesionale de curățenie urmate de dezinfectare utilizând nebulizatorul sau generatorul de ozon. Care este soluția optimă, vom afla de la ei. Nebulizatorul este mai cunoscut pentru că acest aparat s-a folosit până acum, fiind mai accesibil pe piață ca preț, dar și din punct de vedere al disponibilității. Însă, având în vedere că noi folosim ambele soluții de dezinfectare, ne-a fost ușor să vedem care este diferența între ele și care aplicație este optimă, mai ales în condițiile actuale. Nebulizatorul poate fi folosit pentru dezinfectare și dezinfecția spațiilor, însă acoperă suprafețe restrânse, doar acolo unde acționezi direct. Pentru a obține rezultatele dorite, folosind aparatul nebulizator, trebuie ținut cont de substanțele biocide folosite, de concentrația recomandată și mai ales de modul de pulverizare asupra suprafeței de dezinfectat. Ozonizarea este însă mai sigură. Măsori camera, măsori calitatea aerului, închizi ermetic încăperea, programezi aparatul corespunzător, iar după timpul indicat exact pe aparat, totul devine steril, dezinfectat, dezodorizat, cu un miros de aer proaspăt și curat, iar efectul poate dura până la 3 săptămâni. Procesul de ozonizare distruge virusurile, inclusiv coronavirusurile, bacteriile și alți agenții patogeni, elimină mirosurile urâte și nu implică niciun risc în utilizare. O recomandăm pentru că știm că este soluția optimă, mai ales în perioada pandemiei. Ne-am preocupat intens de această problemă și în mod cert am găsit cea mai bună soluție, care se folosește și în străinătate. Este o soluție avizată național și internațional, inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății. Ne dorim să facem mereu totul foarte bine. Acesta este și sloganul nostru și știm că de fiecare dată reușim. Această procedură reprezintă o victorie în fața virusului COVID-19, în special, și al altor bacterii sau virusuri în general. Soluții există pentru că oamenii se luptă pentru viață. Un singur lucru ne rămâne de făcut și anume acela de a ne informa, de a ne informa bine și repede, astfel încât să știm ce trebuie să facem pentru ca viața să-și continue cursul într-un echilibru normal, prin încredere, siguranță, adică prin sănătate.